Autoritățile sârbe vin cu măsuri drastice după ce au decis suspendarea activității din punctul vamal Porțile de Fier 2, acum sârbi închid și portul din Kladovo. Decizia a fost luată ca prevenție împotriva coronavirusului, care pare să se răspândească tot mai rapid. Serbia vine cu și mai multe măsuri de prevenire împotriva coronavirusului. După ce au restricționat accesul în mai multe puncte vamale, se suspendă acum activitatea și în portul din Kladovo. În acest moment, vama Porțile de Fier 1 este singura cale de legătură a Mehedințiului cu teritoriul sârb. Autoritățile sârbe iau măsuri drastice după ce au limitat accesul în punctul vamal Porțile de Fier 2. Acum este rândul portului din Kladovo. Aceștia au suspendat activitatea pe o perioadă nedeterminată. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Mehedinți vin cu precizări pentru muncitorii care se află pe nave în această perioadă. Noi îi întrebăm exact pe unde au circulat, îl luăm pe fiecare în parte, fie că este vorba despre personalul care deservește nava, fie că este vorba, de exemplu, despre o navă de călători, și atunci fiecare dintre ei trebuie să povestească ce a făcut în ultimele 14 zile. Așa se stabilește linkul. Sunt niște chestionare, sunt un set de întrebări clasice care se aplică și din mergem și acolo pe aceea. Deci, cred că la naval e mai ușor pe ei, știm mai bine pe unde au circulat. Pe lângă portul din Kladovo, sârbii au suspendat și activitatea în punctul naval din Golubăț, Moldova Nouă.